Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Octavian Calmâc, fost ministru al economiei și ex-director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Domnule Calmâc, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Da, bună seara și mersi de invitație. Domnul ministru, anul acesta, 2024, timp de vreo două luni, noi aici în studio și probabil în toate studiourile s-a vorbit despre ceea ce deloc nu prea contează, dar aparent nouă ni s-a pus asta în prim plan și ce ar conta. Un fel de referendum care se pare că deja se anulează, un fel de vot prin Poșta Moldovei care se pare că la fel va fi anulat, un fel de niște concursuri pe la Procuratura Generală pentru ocuparea funcției de Procuror General care la fel a fost anulat, nu se știe câte oară. Tocmai de asta eu tare sper că noi cu dumneavoastră vom discuta despre ceea ce cu adevărat contează și anume problemele social-economice sau mai ales soluțiile pentru aceste probleme, dacă ele sunt. Așadar, ca să înțelegem ce ne așteaptă în anul 2024, cum am încheiat noi anul 2023 la capitolul creștere economică, pentru că întotdeauna știm că guvernele, oricare ar fi acestea, ne spun anul trecut am încheiat cu creștere economică de atâta la sută sau descreștere, dacă a fost descreștere. Bine, la moment încă nu avem datele pe întreg an 2023, avem doar pe 9 luni, atunci când vorbim despre produsul intern brut, pentru că ăsta este indicatorul macroeconomic care îl monitorizează toată lumea. Deci pentru 9 luni de zile avem descreștere de 0,4% pe un fundal de descreșteri multiple în ultimii ani de zile. Da? Deci atât în anul 2022 cât și în anul 2021 au fost descreșterea produsului intern brut. Da, autoritățile sunt extrem de optimiste, inclusiv și în legea bugetului 2024 au raportat despre o posibilă creștere economică de 1%, 1,5% în anul 2023, dar nu știu de unde ar fi această creștere, pentru că toți indicatorii macroeconomici a anului 2023 sunt extrem de negativi. Și vorbim aici și de inflație, și de schimburile comerciale, inclusiv cu Uniunea Europeană, și de șomaj, și de comerțul interior, și multe alte. Deci toți acești indicatori sunt extrem de negativi. Și o să dăm anumite repere, pentru că să vorbim de extrem de factologic. Deci, în primul rând, s-a schimbat structura produsului intern brut, a modului de formare a produsului intern brut. Dacă anterior, ponderea cea mai mare era economia reală, da, cea care genera valoare în interiorul țării. Aici ne referim și la industria ușoară, industria alimentară, industria procesatoare, industria de materialuri de construcție și multe altele, inclusiv agricultura. Da? Păi acum, de ceva timp încoace, sectorul cel mai important în formarea produsului intern brut sunt serviciile. Da, pe de o parte avem niște creșteri fenomenale a sectorului IT, dar pentru că avem o legislație destul de avantajoasă și a fost făcută mulți ani în urmă. Dacă nu mă greșesc, în 2016-2017, atunci când s-a făcut un regim fiscal și de impozitare a personalului din cadrul sectorului IT, destul de avantajos, astfel a atras tranzitul financiar din sectorul IT prin Republica Moldova. Deci eu nu cred că noi vorbim aici de echipe foarte instruite în domeniul IT-ului, care fac aplicații, care fac multe alte lucruri. Vorbim doar de niște tranzacții financiare cu produse din domeniul IT care sunt perfectate în Republica Moldova. Un fel de zonă offshore? Da, putem să o numim chiar și așa. Putem să o numim așa, pentru că regimul fiscal este destul de avantajos și, de fapt, eu nu zic că asta e ceva rău. Asta poate fi multiplicat și în alte sectoare. Nu știu de ce s-au oprit doar la sectorul IT. Deci lucrul ăsta poate fi făcut, pentru că, oricum, sunt anumite locuri de muncă create, sunt anumite oficii ocupate și multe altele. Deci este o chestie bună, dar pe asta nu se construiește o economie durabilă de lungă durată. Deci asta este un element complementar al unei economii normale a unui stat. Economia trebuie să fie bazată pe industrii, preponderent pe inovații, pe tehnologii și multe altele. Și aici o să dau un alt indicator care e destul de important și vorbim de investiții. Da? Deci noi ultimii 3 ani de zile avem descreștere continuă a investițiilor. Cu excepția anului 2023, investițiile statului în infrastructură. Și aici sunt două programe. Da? Avem satul european,
mai avem încă și satul European Express, da, unde s-au alocat un șir de resurse financiare, care a dat așa o erupție mică a indicatorului investițiilor de stat în domeniul infrastructurii. Dar, per general, noi avem descreșterea investițiilor în ultimii ani de zile, probabil de 30%, ceea ce am atins nivelul anilor 90 după nivelul de atragere a investițiilor. Deci, practic, investiții străine directe nu există. Investițiile autohtonilor, deci a business-ului din Republica Moldova, în diferite sectoare ale economiei naționale, este negativ. Ce înseamnă? Că oamenii sunt orientați, pe de o parte, să nu investească în Republica Moldova, deci ei nu văd o perspectivă de lungă durată în sectoarele din această țară. Doi, au probleme pe interior de diferită natură, pe de o parte cu autoritățile, pe de altă parte cu sistemul bancar, pentru că sunt îndatorați excesiv. Trebuie să amintim că în anul 2022, anul 2023, a fost cea mai mare inflație, probabil din toate țările din regiune, inclusiv și din ultimii 10 ani de zile, a fost de peste 30% inflația. Respectiv, dobânzile la credite au fost peste 20%, mai exact, cei care erau un pic deja într-o zonă de risc au luat credite și cu 24%. Și aici cad nemijlocit fermierii, cei din domeniul agriculturii și industriei prelucrătoare, care sunt extrem de vulnerabili la aceste compartimente. Și multe alte elemente. Deci, sectorul investițiilor are de suferit cel mai mare. În lipsa investițiilor, noi nu putem să vorbim de schimbarea structurală a creșterii economice sau de, așa cum vorbeam noi anterior, de schimbarea paradigmei de creștere economică, da? Ca să migrăm de la consum la investiții, pentru că investițiile dă acea durabilitate despre care noi vorbim. Și aici o să dau iarăși niște repere cu consum, da? Pentru că se vorbește că avem un consum care ne dă creștere economică, ne dă multe lucruri. Deci, comerțul interior în Republica Moldova tot este în descreștere. Chiar dacă avem peste 100.000 de cetățeni din Ucraina care locuiesc pe teritoriul nostru și care consumă. Uh-huh. Chiar și cu consumul lor oficial, cu achitarea tuturor taxelor și multe altele, deci consumul este în descreștere, consumul intern. Deci asta înseamnă că exodul populației, puterea de cumpărare a populației autohtone, este în descreștere. Chiar dacă au fost niște indexări de pensii, chiar dacă au fost niște majorări de salarii, pe alocuri foarte modeste, cu unele excepții, deci, în termeni reali, veniturile oamenilor au scăzut. Deci asta înseamnă că ei nu au resurse financiare, nu au venituri în familie care să le permită să meargă la magazin, să cumpere produsele de primă necesitate. Și vorbim aici de produse alimentare și produse textile, cele care sunt de fiecare zi. Deci acești indicatori toți sunt în descreștere. Și asta trebuie să îngrijoreze autoritățile, pentru că nici acel model economic pe care noi l-am avut de 20 de ani de zile, când creșterea economică este bazată pe consum, nu mai funcționează. Deci problemele sunt structurale. Eu nu zic că suntem la o situație de criză profundă, dar suntem într-o recesiune economică de mai mulți ani de zile. Mă miră faptul că nu s-a întreprins și nu vedem niciun program de creștere economică pe termen scurt și mediu de timp, cu instrumente clare de intervenție, atât din partea statului, cu instrumente de politici comerciale, cu instrumente de politici economice, cu instrumente de politici structurale, inclusiv fiscale și vamale. Tot ceea ce vedem noi este înrăutățirea climatului investițional și de business, respectiv reorientarea oamenilor de afaceri pe alte piețe. Și cea mai targetată piață în prezent este cea din România. Știți că investițiile oamenilor de afaceri din Republica Moldova în România, unul, sunt mai mari decât ale românilor în Republica Moldova, doi, sunt peste 1 miliard de euro în ultimii ani de zile. Pe bune? Da, da. Deci asta înseamnă că avem o migrație solidă a business-ului din Moldova în zona europeană. Sigur că prima țară, cea mai confortabilă, este UE. De ce? Unu,
din punct de vedere fiscal, din punct de vedere vamal, sunt mult mai confortabili, au acces la o piață de 500 de milioane de consumatori, piață comună, reguli clare, nu este presiune administrativă cu controlele, au impozit pe cifră de afacere și nu au multiplele impozite și evidențe ale acestora, au acces la finanțare, pentru multe proiecte investiționale sau start-up-uri, investițiile sau granturile pot fi până la 80%, ceea ce în Republica Unu nu există. Chiar dacă avem statut de țară candidat, chiar dacă s-au creat așteptări extrem de mari la acest capitol, deci toate împrumuturile străine care vin în Republica Moldova sunt direcționate pe alte politici, preponderent sociale și nici de cum nu economice. Pentru anul 2024, iarăși, ca să dăm niște cifre, pentru sectorul economic sunt alocate sub programe de finanțare 600 și ceva de milioane de lei. Îmi pare prea ridiculă suma. Domnul ministru, eu v-am mai întrebat odată, dar insist cu aceeași întrebare. Nu se întâmplă uneori seara că atât de tare vă plictisiți încât porniți televizorul și vă uitați la un oficial de-al nostru care vorbește total invers ceea ce spuneți dumneavoastră. Eu am disonanță cognitivă când vă ascult pe dumneavoastră și ceea ce ascult la oficiali. Pentru că ei nu vorbesc în așa termen ca dumneavoastră. Iată, vreau să înțeleg dumneavoastră când stați pe divan cu un pahar de whisky în mână și ascultați alte cifre decât le cunoașteți dumneavoastră. Ce înțelegeți? Nu, deci toată lumea operează cu aceleași cifre, dar doar că depinde cu ce le comparăm. Deci o să dăm un simplu reper, da? Programul 373. Da, eu am întrebarea asta. Un miliard, exact. Premierul a zis, apostol okay, a sponsorizat postare. E foarte frumoasă cifra de un miliard dacă ar fi alocată unui sector sau unui agent economic. Dar noi vorbim de 250 de companii care au beneficiat de această sumă, pe de-o parte, dar avem, dacă nu mă greșesc, 62.000 de companii în Republica Moldova înregistrate. 62. Deci au obținut acces la finanțare doar 250. Ok. Plus la toate. S-au schimbat măsurile prudențiale care le aplică băncile comerciale? Nu. Este element de grant? Nu. Sunt aceleași reguli. Deci la noi businessul este îndatorat deja din anii precedenți. Mulți au nevoie de restructurarea creditelor pe care le-au luat, pentru că au luat cu dobânzi mari și piața s-a prăbușit. Și mă refer aici preponderent la sectorul agrar și a produselor alimentare procesate. Deci ei nu au rezistat în anul 2022 și 2023 ca să plătească cele dobânzi și să mai aibă încă și niște profituri. Respectiv, accesarea acestui program a fost posibilă doar pentru câteva sectoare. Unul din sectoarele care a beneficiat pe larg de acest program a fost cel care ține de utilizarea resurselor regenerabile sau, cu alte cuvinte, implementarea acelui statut de producător eligibil de energie electrică în baza unui tarif fix care a fost alocat de către ANRE și cunosc acest subiect pentru că noi am promovat această legislație în 2016 și din păcate doar în 2021 a fost posibilă punerea ei în aplicare. Dar pe de altă parte ce avem? Deci s-au alocat acele cote, vreo 100 și ceva de companii au beneficiat de aceste cote sau licență, da, zicem așa, autorizație din partea ANRE-ului ca să implementeze aceste proiecte investiționale la un tarif fix. Asta ce înseamnă? Că pe următorii 15 ani prețul de achiziție a energiei electrice este garantat. Și atunci băncile cu plăcere finanțează când ai un cash flow asigurat. Au finanțat, cred că aproape 40% din tot programul ăsta 373 s-au dus preponderent spre acest sector. Pentru că au venituri garantate, tarif fix, garantat de către stat pentru următorii 15 ani. Au venit cu contribuția personală de 10%, au o dobândă destul de confortabilă, deci toate lucrurile merg bine. Ne uităm pe celelalte sectoare. Din programul 373, doar 8% s-au dat în agricultură. Doar 15% s-au dat în industrie textilă. Noi ce ne dezicem de ele? Sau avem alte priorități? Să aducem magazine, rețele internaționale? Bine, asta tot e o strategie, zicem așa. Acum, ca să trecem la ceea ce spun autoritățile. Autoritățile nu spun minciuni, doar spun adevărul parțial, așa cum le este confortabil.
ca să șocheze prin dimensiunea cifrelor. Dar lucrurile trebuie văzute în comparație, în comparație cu anii precedenți sau în comparație cu niște indicatori macro mai durabile, cum ar fi, de exemplu, produsul intern brut, cum ar fi alte elemente. Inclusiv comparațiile cu alte țări, similare Republicii Moldova. Eu nu zic să facem comparații cu Statele Unite sau Germania, dar să luăm ca bază cel puțin cei din regiune. Pentru mine paradoxul anilor precedenți este că de ce Ucraina, care este într-un război activ, care are dificultăți pe interior și exod masiv de populație, reușește să asigure o creștere economică în ultimii ani de zile? Noi, care suntem în zona cea mai apropiată, care am fi putut scoate beneficii din această situație, inclusiv același tranzit de produse care merg spre Ucraina și din Ucraina, și multe alte elemente, să devenim o țară intermediară pentru multe produse pentru ei. Noi nu am putut să scoatem acest beneficii. Nu s-a dorit, nu s-a știut, nu s-a făcut. Deci asta urmează să se clarifice. Nu am înțeles expresia dumneavoastră referitoare la rata șomajului, că avem o problemă cu asta. Eu știu că deci, companiile mari spun că nu au oameni să angajeze. Păi nu, păi asta și e problema. Deci rata șomajului e una, probabil, cea mai joasă din regiune, în jur de 3%, 3% jumate până la 4%, ceea ce e ok, conform tuturor standardelor internaționale. Dar noi avem aici altă problemă. Avem exodul populației, care este extrem de mare. Noi avem populația, mai trebuie zis, cetățenii străini care stau pe teritoriul Republicii Moldova și care nu practică, nu sunt angajați în câmpul muncii în Republica Moldova, iar putea să o facă. Deci ei stau pe diferite beneficii și alte surse de venit decât să aibă un job în Republica Moldova. Și probabil cel mai sensibil este, într-adevăr, speranța de viață în Republica Moldova. Deci majoritatea tinerilor și oamenilor de vârstă medie nu văd viitorul în Republica Moldova. Deci ei sunt pe picior de plecare și ultimii ani de zile avem un exod a populației probabil cel mai ridicat. Sunt diferite estimări, încă estimări oficiale nu sunt. Sunt unii specialiști zic că peste 75% până la 100.000 anual de oameni părăsesc. 75.000. De la 75 până la 100.000 de oameni anual părăsesc Republica Moldova în alte țări, preponderent în țările europene, pentru că e mai stabil, mai durabil, au venituri, au perspectivă, nu sunt atât de vulnerabili și multe altele. Au acces la un sistem de educație și de sănătate mult mai reușit. Ca să vorbim despre cei care rămân pensionari. Domnul ministru al muncii, domnul Buzo, a zis că pensia se indexează în aprilie cu 4,2%. Ce drept a zis-o la o emisiune TV. Peste o săptămână a ieșit premierul și a zis că nu e așa, va fi de 6%. După care am dat pe niște cifre că la noi, practic, anual se schimbă formula de indexare a pensiei și dacă ar fi rămas o formulă de acum 2 ani, indexarea pensiei ar fi trebuit să crească, să ajungă la vreo 16 sau 15%. Întrebarea mea către dumneavoastră ar fi 1. Nu domnul Buzu este ministru de ramă care pricepe. Eu cred că nu dau seama că el trăiește doar în cifrele astea și știe mai bine care ar trebui să fie indexarea. Și 2. De ce se schimbă formula odată cu schimbarea guvernărilor? Și nu să ia cea mai bună potrivită pentru că ca pensionară să fie fericit, să o simtă. Iată, 20%, 25%, 15%, 10% măcar. La nivelul formării bugetului unui stat, nu există magii și nu există un sac virtual undeva de unde noi putem să luăm bani atât cât avem nevoie. În cadrul guvernului există ministerii care trebuie să fie responsabile de partea de venituri în bugetul de stat. Ceea ce mă refer la Ministerul Economiei, în primul rând, care trebuie să vină cu setul de instrumente de politici comerciale și economice care să aducă venituri în țară. Investiții, venituri, să creeze bază impozabilă, astfel încât să bugetul nostru să crească. Bine, avem și serviciul vamal și serviciul fiscal, cei care nemijlocit aplică toate aceste instrumente în țară și acumulează acești bani, pe de o parte, și pe de altă parte avem mai mulți consumatori de resurse, inclusiv și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Deci domnul ministru cunoaște foarte bine care este situația în Republica Moldova și sunt convins că și-ar dori o majorare mai mare. Sunt convins de asta. Doar că noi trăim într-un cadru bugetar destul de modest și nu ne putem permite. Pe de altă parte, vreau să menționez că probabil este deci anul 2023 și anul 2024 este prima dată în istoria Republicii Moldova când autoritățile guvernamentale, inclusiv și factorul politic, nu a respectat un principiu, așa zicem, neoficial, scris, de a indexa la nivelul inflației. Cel puțin de a indexa la nivelul inflației care a fost. Deci asta a fost un indicator care toate partidele și coalițiile anterioare l-a respectat. Eu nu țin minte dacă cineva nu l-a respectat, cel puțin din activitatea precedentă pe care am avut-o. Deci pentru prima dată s-a fugit de la acest formulă în anul 2022 pentru anul 2023 din lipsă de resurse. Pentru că inflația a fost extrem de mare și nimeni nu și-a asumat acea decizie politică de a majora și a indexa pensiile și salariile la nivelul inflației, că la acel moment am avut inflație de 34%. Sigur că așa o cifră punea o presiune extrem de mare pe bugetul de stat. Pentru că mai este un element care ține de Republica Moldova, care nu se mai găsește în altă țară, în alte țări. Avem mai mulți pensionari decât oameni angajați în câmpul muncii. Deci, la nivelul fiecărui om trebuie să înțeleagă că el trebuie să plătească, sau fiecare din noi trebuie să plătim acel minim de impozite încât să acoperim acele așteptări care au pensionari. Suntem noi gata asta să o facem? Eu cred că tendința este viceversă. Toată lumea încearcă să-și optimizeze din punct de vedere fiscal toate plățile, astfel încât de a plăti cât mai puțin, inclusiv și statul. Deci asta este gândirea, zicem, mediului de afaceri. Pe de o parte, pe de altă parte, statul încearcă să utilizeze toate pârghiile și bitele administrative ca să oblige mediul de afaceri să achite toate cele plăți, astfel încât să asigure încasările la buget. Și aici avem această discuție vis-a-vis de 2024 și indexarea aceasta. Deci, indexarea de 4% sau de 6% este una ridicolă, pentru că în 2023 noi am avut o inflație medie anuală de peste 13%. Ca pensiile să crească în termeni reali, nu nominali. Deci, în termeni reali, asta înseamnă că puterea de cumpărare a celor bani care îi primești, comparativ cu perioada precedentă, indexarea, eu sunt de acord că trebuia să fie în jur de 15%. Deci asta dacă considerăm doar comparativ cu anul 2023. Dacă luăm în calcul că indexarea în 2023 comparativ cu anul 2022 a fost doar în jumate, deci indexarea trebuie să fie mult mai mare ca să asigurăm nivelul de trai care a fost până în 2021. Cu alte cuvinte, o indexare de 30% pentru anul 2024 permitea să atingem nivelul anului 2021. Dar, iarăși, reiterez că cadrul de venituri în bugetul de stat este destul de limitat, ritmul de creștere a veniturilor este sub toate așteptările și am văzut asta și în anul 2023, când nu s-au acumulat bani suficienți la bugetul de stat, preponderent din activitatea serviciului vamal. Avem primele rezultate la anul 2024, când iarăși 1 miliard nu s-a acumulat din ceea ce s-a preconizat conform legii bugetului, deci sunt așa numite cifre de control. Deci noi avem probleme sistemice pe partea de acumulări la bugetul de stat. Și aici nici un împrumut străin, nici o creditare de pe interior nu va da acele soluții încât să acoperim deficitul bugetar enorm pe care îl avem pentru anul curent. Ca N4 să nu aibă deficit, propun să luăm câteva clipe de publicitate, vă rog, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor!
Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul ministru, puteți să ne explicați și nouă care e diferența dintre datorie publică și datorie de stat și care este aceasta? Pentru că am văzut recent o dispută într-o instituție mass media și, sau un deputat din opoziție, deputatul acuzând guvernarea că iată datoria de stat e mare din cauza Maia Sandu și a pasului, după care ziarul respectiv spunea că el manipulează, de fapt totul e ok, guvernarea nu are nicio vină și că, ia, că datoria publică e una, datoria de stat... Totul pornește de la... Noi avem două bugete, da? Avem bugetul public național și bugetul de stat. Bugetul public național este însumarea tuturor bugetelor la nivel național și la nivel local. Uh-huh. Bugetul de stat este doar cel care ține de autoritățile guvernamentale centrale. Uh-huh. Cel de stat. Da? Cel public național ține de toate bugetele care există, inclusiv cu autoritățile locale. E simplu. Exact așa și datoria. Dacă însumăm toată datoria autorităților publice centrale cu autoritățile locale, avem cea publică națională. Și mai este și sectorul privat, care tot are datorii. Deci asta este diferența. Deci, în prezent, datoria noastră externă, da, pentru că trebuie să pornim aici, deci, la finele anului 2023 era 114 miliarde de lei. Pentru anul 2024, cu toate estimările care au fost făcute, a fost bugetată o datorie cumulativă externă, deci datoria noastră externă de 125 de miliarde de lei. Și ritmul de creștere este în jur de 15-18 miliarde anual. Întrebarea logică este, oare nu ne îndatorăm noi prea mult? Da, trebuie să ne îngrijorez ritmul de creștere acestei datorii, pentru că el este unul galopant, care nu a mai fost în istoria noastră. Trebuie să ne îngrijorez modul în care noi cheltuim acești bani care îi atragem. Dacă sunt direcționați în proiecte de infrastructură, în diferite proiecte care ne-ar permite să deschidem mai multe locuri de muncă, să dezvoltăm infrastructuri, infrastructuri energetice, infrastructuri de drumuri și multe altele, și implicăm în acest proces companii locale, asta este elementul cheie care trebuie să-l punctăm. Sigur că asta e benefic, pentru că în câțiva ani de zile această datorie va genera valoare, va genera bază impozabilă și se vor acumula la buget mai multe resurse financiare, astfel încât să avem posibilitatea să deservim aceste împrumuturi din străinătate. Dar avem și o altă extremă, când ne împrumutăm pentru a acoperi niște ineficiențe ale autorităților care au adoptat un șir de decizii, de politici, de ordin social, de alt ordin, da, deci s-au angajat în niște jocuri, zicem așa, fără acoperire financiară, și asta, de fapt, ne descoperă pe noi ca economie și devenim mai puțin competitivi. Și aici mă refer preponderent și la investițiile care sunt făcute în diferite clădiri, reparații și multe altele, în majorări de salarii, în extinderea numărului de funcționari publici, pentru că noi suntem, iarăși, dăm un reper, că suntem unica țară unde sfera neproductivă este mai mare decât sfera productivă. Deci cei care consumă resursele statului sunt mai mulți decât cei care creează valoare în țara asta. Și raportul ăsta e 60 la 40. Pe când într-o economie normală trebuie să fie viceversă. Deci 40 trebuie să fie sfera neproductivă și 60 sfera productivă. Deci armata noastră de funcționari care stau pe spatele bugetului și bugetului de stat și bugetului public național este extrem de mare. Și pe mine mă miră faptul că într-o veselie se creează instituții guvernamentale cu bugete extraordinare, cu salarii extrem de generoase, și nu prea se văd astea, feedback-urile sau aportul lor în tot ceea ce s-a motivat. Dar ele se creează pentru ca să ne integreze în European, așa să ne spun. Posibil, dar eu urmăresc că după procesul de integrare europeană pe care am fost implicat la timpul meu, și atunci era o altă viteză de mișcare. Deci procesul de negociere a acordului de asociere
la Uniunea Europeană, care a avut peste 1000 de pagini și au fost implicate toate instituțiile statului. Pentru asta nu s-a creat ministere separate, s-a creat doar, a fost o decizie doar politică a coaliției la acel moment. Și s-a creat o echipă de negociatori, care era formată, dacă nu mă greșesc, din vreo 30 de persoane. Și a fost impus responsabilitatea personală fiecăruia pe fiecare din aceste capitole. Deci acordul de asociere are peste 1000 de pagini. Da. Probabil 900 de pagini, eu am fost responsabil pentru negocierea lor. A fost o echipă foarte responsabilă, s-a implicat, astfel încât într-un an jumate s-a făcut posibilă finalizarea negocierilor pe acordul de asociere. Ce avem noi de ultimii 2 ani de zile? Am avut doar 9 recomandări și în 2 ani de zile, reieșind din ultima declarație a doamnei vicepremier pe integrarea europeană, ne-am reușit la 90% să realizăm din 9 recomandări. Adică e bine. Deci 90% 9 recomandări. Deci noi avem peste 30 de capitole de negociat cu sute de acte legislative care trebuie să le transpunem în procesul de integrare europeană. Deci dacă o să ne mișcăm cu viteza aceasta, eu cred că noi nici în 25 de ani nu finalizăm procesul. Deci, ce înseamnă integrare europeană? Iată, eu aud asta din anul 2003, de când Vladimir Voronin a creat acea comisie pentru integrare europeană. Și tot ne integrăm deja de 20 ceva de ani. Și fiecare guvernare care vine cu noi, o să vă integrați o leacă mai repede. Bine, integrarea are... Noi eu știu, domnul ministru, noi suntem băieți mari. Noi recunoaștem cum suntem prostiți la TV seară de seară. Chiar mâine când ne integrăm, a doua zi, dacă azi pensia ție 100 de euro, ea va fi de 1000 de euro. Dar noi doar știm că nu e asta. Nu, ea poate fi de 1000 de euro, dar și prețurile vor fi în euro. De acord. Așa este. Și prețurile vor fi în euro. Dar asta e alt nivel de integrare, da? E integrarea în piața monetară. Deci, integrarea, în primul rând, nu ține de un proces politic. Dar la noi s-a transformat procesul ăsta în unul politic. Da? Și, de fapt, tot ce se întâmplă acum, eu cred că mai tare ne îndepărtează de ziua aderării la Uniunea Europeană decât ne apropie. De ce? Pentru că populația a înțeles că este un joc la mijloc, un joc politic. Și toată lumea a decis să se integreze în mod individual în Uniunea Europeană. Pentru că viteza de integrare în mod individual este mai mare decât viteza de integrare a țării noastre, pe de o parte. Pe de altă parte, procesul de integrare europeană presupune mai multe lucruri și, în primul rând, reforme pe interior. Deci asta nici de cum nu implică doar vizite la Bruxelles și cerșirea, da, banilor pentru acoperirea politicilor în interiorul țării. Și scuza, nu merge că am scris o scrisoare la Bruxelles și așteptăm resursele financiare ca să vă acoperim îngrijorările dintr-un sector sau altul. Deci noi trebuie să fim, să arătăm că avem performanță economică, avem performanță sectorială și legislația care este adoptată și care este armonizată cu cea europeană este aplicată. Și aici probabil avem cel mai mare gap, da, cea mai mare problemă. Că noi adoptăm într-o veselie foarte multă legislație, bine, pe de o parte că ea nu este stabilă și o schimbăm la fiecare două zile în funcție de dorința unuia sau altuia, eu cred că asta se poate depăși. Dar avem legislații care nu este armonizată pe deplin și nimeni n-a făcut acel screening al legislației în care să arăte unde sunt capcanele ascunse. Pentru că noi nu avem niciun sector și vreau să vă spun chiar și cu toată responsabilitatea că în ultimii ani de zile legislația, cel puțin pe domeniul economic, s-a răutățit vis-a-vis de climatul de afaceri, vis-a-vis de climatul investițional. Deci noi avem o răutățire. Și o să apară rapoartele cu și a Băncii Mondiale și a diferitor asociații de business din Moldova, cu capital străin, mă refer, unde a să scoată în evidență toate aceste elemente. Deci noi avem o răutățire la mai multe capitole. Totul depinde de cum arăți la știri rapoartele respective.
Bine, străinii, dar și cei din diferite asociații o să scrie foarte, zicem așa, cu o terminologie foarte generală, da, că sunt anumite îngrijorări. Dar cei care știu să citească aceste rapoarte o să înțeleagă că avem o problemă sistemică. Dar cel mai bun indicator este, sunt indicatorii macroeconomici, este business-ul, sunt nivelul investițiilor, sunt nivelul locurilor de muncă create în Republica Moldova. Deci asta este indicatorul. Asta, cum percepe business-ul tot ceea ce se întâmplă. Dumneavoastră ați vorbit un pic despre bănci ceva mai devreme, dar eu știu că de câțiva ani încoace mai mulți lideri opoziției acuză faptul că, iată, băncile sunt cel mai puternic business în Moldova. Ăștia au profituri de miliarde și miliarde și miliarde. Cifrele oficiale arată că anume așa și este, dar eu nu îmi imaginez că șefii băncilor respective, ca în desenele animate cu Scrooge McDuck când eram noi mici, sară în bani și scaldă. E o chestie absolut normală sau totuși ei depășesc prea multe facilități pentru băncile din Moldova, astfel încât doar ei arată supraprofituri anuale? Unicul business. De fapt, unicul sector din Republica Moldova care are astfel de profituri. Da. Dacă în 2023 sectorul bancar, dacă nu mă greșesc, peste 5,2 miliarde de lei profit net a înregistrat. Bine, aici sunt două fenomene. Primul fenomen, avem concentrația foarte mare a lichidităților doar în câteva bănci, fără să dăm nume. Uh-huh. Deci avem două, trei bănci care au o poziție determinantă în acest sector, ba chiar și dominantă, aș zice. Deci ei sunt bănci sistemice care își pot impune regulile sale pentru clienți. De multe ori chiar și așa, forțând anumite elemente. Pe de altă parte, am avut politica băncii naționale, politica monetară a băncii naționale din anul 2022, care într-un ritm extrem de vertiginos a majorat rata de refinanțare de la 4% la 22%. Da? Respectiv, băncile comerciale, practic, în câțiva pași, au majorat dobânzile la credite până la peste acel nivel stabilit de Banca Națională. Când a mers procesul invers, de reducere a ratei de refinanțare a băncii naționale și, respectiv, a dobânzilor pentru credite, păi procesul ăsta s-a făcut foarte lin. Dacă la majorare s-a făcut în 3 pași, la reducere, dacă nu mă greșesc, în 5 sau în 6 pași. Așa. Uh-huh. Au întins plăcerea. Bine, că erau și niște estimări și erau îngrijorați de anumite viitoare evoluții ale sectorului. Dar tot acesta a dus la ce? Că băncile au ieșit cu supraprofituri. Pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că măsurile prudențiale de acordare a creditelor au rămas în picioare. Multe companii din diferite sectoare, preponderent din industria prelucrătoare și textile, au rămas îndatorate, pentru că și-au pierdut și lanțurile valorice, și-au pierdut și partenerii din străinătate. Și aici statul nu a venit cu niciun suport. Dacă în anul 2021, la început de pandemie, au mai fost ceva, niște promisiuni pentru sector, le-au mai compensat niște rate la dobânzi una alta, păi atunci în 2022 și 2023 sectoarele economiei naționale n-au avut niciun suport de partea statului, nici măcar o compensare la acea dobândă care au avut de suferit. Deci mulți acum sunt în programe de restructurare a creditelor care le-au accesat la acea perioadă, pentru că creșterea dobânzilor în sectorul bancar are loc în lipsa unui proces de negociere. E doar prin notificarea clientului că ratele sunt flotante. Și asta este problema de bază. Ce are statul de câștigat de la aceste venituri de miliarde, profituri de miliarde ale proprietarilor? Păi bine, ei plătesc impozite, acele care le scuvin, dar așa zicem așa, la nivel macroeconomic, nu au nimic. Problema de bază este a băncilor comerciale, că ei, până la urmă, chiar dacă avem, și asta m-a mirat foarte mult și chiar am fost șocat chiar,
că peste 93% din toți acționarii băncilor comerciale din Republica Moldova sunt acționari străini, preponderent din țările UE. Da? De ce v-a șocat? M-a șocat prin faptul că, având în vedere că avem o pondere așa de mare a acționarilor din spațiul european, ei trebuie să vină și cu instrumente și politici financiare corespunzătoare țărilor din care ei vin. Da? A, băieții au venit la făcut bani. Deci băieții au venit și, de fapt, băncile comerciale și activitatea băncilor comerciale s-a redus la două activități de bază. De a lua depunerile de la oameni și, dacă o să ne uităm, da, eu dau un exemplu simplu, cum se formează profitul băncilor comerciale. Dacă astăzi o să urmărim la toate băncile comerciale, depunerile sau dobânzile la depunerile oamenilor, cetățenilor noștri, este cel mai mare, este 3,5, dacă nu mă greșesc. Însă la credite este de în jur de 10%. Deci diferența între aceasta este un profit brut. Da, nu e un profit net, pentru că mai sunt cheltuieli pe interior, pentru gestiune, pentru manipulări cu documentele și multe alte. Dar avem în joc de la 6 la 7%. Asta e o rată medie, pentru că sunt unii care se împrumută, având în vedere că au un istoric nu prea lucid și frumos de activitate creditară, deci au și cu 10% și cu 12% au credite cu astfel de dobânzi. Deci toate acestea sunt venituri. Sigur că statul a putut să intervină pe perioada situației excepționale, cu diferite instrumente și toate aceste îngrijorări care vin din partea sectorului agrar, tocmai era o bună ocazie de a da un impuls sectorului bancar să restructureze, deci nu să anuleze, nu să-și asume anumite riscuri, dar să restructureze creditele care au fost luate de către reprezentanții din sectorul agrar. Și n-au transmis acest impuls? Nu, n-a fost nimic. Au fost în alte sectoare, dar în domeniul creditării n-a fost. Și când veni vorba de Banca Națională, cum v-a părut, nu țin minte, parcă nu am reușit să ne discutăm subiectul ăsta, cum v-a părut linșarea la care a fost supus fostul guvernator al Băncii Naționale, domnul Armaș? De fapt, din primele clipi, când am văzut, că am urmărit această ședință a Parlamentului, cred că în minutul 5 sau 7 am zis că e ziua lui de naștere astăzi și va fi demis, pentru că totul a fost regizat, tendențios, toate întrebările erau clar direcționate și finalitatea era clară. Bine. Dar vă explicați de ce 2 ani jumate sunt ai noștri la putere, pentru ce acum? Bine, în primul s-a luat momentul, s-a încercat și mai înainte, au fost discuții chiar imediat în 2021, au fost discuții vis-a-vis de schimbarea conducerii și la Banca Națională și la ANRE și la toți ceilalți regulatori care sunt pe piața internă. Sigur că domnul Armaș a avut o colaborare destul de bună și în calitate de ministru a finanțelor și în calitate de guvernator a Băncii Naționale cu partenerii instituțiilor financiare internaționale, care au pus un cuvânt greu pentru păstrarea lui în această poziție, având în vedere că, conform legii, poziția era inamovibilă. Din păcate, s-a ales un moment, așa, un moment de timp când toate instituțiile internaționale erau într-o zonă de relaxare. Făceau cumpărături de Crăciun. În ajunul Crăciunului. Și sigur că nu s-a reușit de a interveni, pe de o parte, pe de altă parte, oricum mandatul dânsului era deja la sfârșit, pe sfârșite și probabil că nici el nu a depus mare efort pentru... Deja presiunile erau atât de mari încât mai bine să stai într-o pauză. Da. M-am mirat că nu au participat și nu au fost întrebări față de alte instituții, pentru că această problemă care ținea de miliard și de multe alte istorii țin de mai multe instituții ale statului și nu doar de Banca Națională. Banca Națională, după mine, și-a exercitat bine atribuțiile sale. Păreri despre noul guvernator, doamna Dragoanca? Bine, până la urmă nu ține doar de o singură persoană, ține de echipă. Echipa Băncii Naționale, având în vedere sistemul de motivare care este pe interior, este extrem de bună. Eu cunosc ceilalți viceguvernatori și o bună parte din colegii Băncii Naționale care sunt convins că o să facă față tuturor provocărilor. Problema cea mai mare este că noi am trecut acea perioadă dificilă de restructurare și de creare a cadrului juridic în domeniul supravegherii
bancare și a supravegherii instituțiilor financiare. Momentul crucial și de criză a fost în 2016, imediat după furtul miliardului, după istoria cu furtul miliardului, și atunci când, datorită acestui episod, au fost sistate toate asistența tehnică și financiară pentru Republica Moldova, și echipa Băncii Naționale la acel moment a reușit să facă foarte multe lucruri bune pentru sistemul bancar. Eu sunt convins că o să ajungă timpul când despre asta se vor scrie cărți. Deci manuale de ghidare pentru alte țări. Wow! Da. Revenind la datoria externă, am uitat să vă întreb ceva, deși eu și anterior v-am mai întrebat, întrebarea sună destul de prostească, așa, dar pentru ca să înțelegem noi, cei care nu pricepem. Aici, dacă avem așa datorie și ea crește galopant, nu o să vină Macron cu Scholz la vamă și o să spună, dați datorie, ce o să ne fac? Nu, mai ales când suntem oameni buni. Nu putem acum, o să putem peste un an, 2, 3, 4, 5 și altă dată. Nu, am zis, creșterea datoriei nu este o problemă mare. Așa. Deci problema de bază sau primul becușor roșu se aprinde atunci când datoria ajunge la un nivel critic de 60% din produsul intern brut. Okay. Da, deci noi mai avem încă de a crește până la acea datorie. Problema de bază ține de modul în care noi cheltuim acești bani care noi îi împrumutăm. Și așa cum am zis, dacă investim în proiecte care vor crea locuri de muncă, o bază impozabilă viitoare, nu e o problemă. Că atunci aceste proiecte vor fi sustenabile. Mm-hmm. Deci ele vor genera venituri și din acele venituri vom întoarce toate datoriile pe care noi le-am luat. Dar dacă le dăm pe produse alimentare la consum, sigur că urmașii noștri o să trebuiască să muncească, să aibă 2-3 joburi ca să plătească impozite și să întoarcă datoria. Sau, este experiența altor țări, și cel mai bun exemplu este Grecia, când au venit donatorii străini și au început să ia activele țării. Da? Ce active mai are statul? Mai are întreprinderi de stat, mai are societăți pe acțiuni, are pământ, are aeroport și multe altele lucruri astea care sunt luate. Drumuri, infrastructuri. Deci asta a fost istoria. Deci în Grecia au dat insule, au dat drumuri, au dat aeropoarte, au dat multe lucruri ca să restructureze datorie de stat a lor. Pentru că ei n-au fost în stare să o deservească conform aranjamentului. Bine, noi încă n-am ajuns la acest moment. Dar, așa cum am zis, pe noi ne îngrijorează ritmul de creștere a datoriei externe. Ritmul este foarte mare. Și deficitul bugetar care este, și asta mă miră, că am participat la multe discuții cu Fondul Monetar Internațional, probabil din 2001 încoace, peste 20 de ani, da. Am participat la toate discuțiile cu FMI-ul. Niciodată în istoria noastră nu s-a admis, și este un criteriu inclusiv și al Uniunii Europene, deficitul bugetar să fie mai mare de 3% din produsul intern brut. Deci noi, în pofida faptului că avem erori la estimările macroeconomice pentru anul 2023, că au fost prea optimiști când au estimat rezultatele anului 2023, și avem erori la prognoză pentru anul 2024. Deci noi avem un deficit bugetar de peste 4,6% din produsul intern brut, practic cu 50% mai mare decât criteriul limită admisibil. În esență, cred că în termeni reali, noi să avem o situație mult mai mare, adică un indicator mult mai mare. Asta e elementul cel mai îngrijorător. Haideți să promitem telespectatorilor că cel puțin în a treia parte vom încerca să găsim... Da, lucrăm pe soluții. Da, pentru că deocamdată nu le găsim. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn ministru, explicați-ne și nou proiectul ăsta de lege care restricționează plățile în numerar, ori el a fost votat în lectură finală. Aparent, deci iarăși, oficialii la TV ne zic că legea e perfectă. În același timp au dat alți oameni care
spun că, băi, băieți, voi vă înțelegeți că noi avem deja de vreo 20 ceva de ani oameni care lucrează în afara țării și dintre care jumătate de viață au muncit la negru. Sunt anumite cifre, 1,3 milioane de lei, limita pentru plata cash la achiziționarea, de exemplu, a bunurilor imobile. Documentul intră în vigoare de anul viitor. Dumneavoastră, întreb așa, pentru moldovenii care, în primul rând, care au bani strânși puși deoparte și care sunt de bănci, mai ales după 2014 încoace, ce îi așteaptă și, evident, ce crede despre legea respectivă? Bine, această lege, adoptarea acestei legi este prematură. Da, ea este un cadru legislativ promovat în spațiul european, de țările occidentale, astfel încât să restricționeze circulația banilor în numerar, să trece mai mult pe valute virtuale. Da? Și mă refer în primul rând la valuta națională, care să treacă în tranzacții electronice. Dar trebuie să înțelegem fenomenul care există în Republica Moldova și de unde apar acești bani în numerar pe piața noastră internă, astfel încât ca să putem să vedem dacă suntem noi pregătiți din punct de vedere al populației, al sectoarelor economiei, astfel încât să putem să aplicăm această lege. Sau trebuia să dăm o perioadă mai lungă de timp, tranzitorie, astfel încât să putem să ne adaptăm. Deci vreau să zic că în domeniul bancar și în domeniul monitorizării circulației monetare pe piața internă, probabil Republica Moldova are cea mai bună legislație și mai restrictivă decât în multe țări occidentale. Noi ne-am asumat angajamente, precum am spus și în partea precedentă, mult mai mari decât multe țări din Uniunea Europeană. Deci noi ne-am asumat angajamente pentru că am avut acel episod neplăcut cu închiderea la mai multe bănci comerciale. Deci ne-am adoptat prin recomandarea instituțiilor financiare internaționale niște legislații foarte dure în partea ce ține de transparența acționarilor, transparența provenienței banilor și circulării lor pe piața internă. Că această legislație, minim de la 5 la 10 ani de zile, ne permitea să activăm foarte bine mersi pe piața internă, inclusiv cu circulația numerarului. Acum, vis-a-vis de apariția numerarului. Deci există câteva sectoare care generează numerar pe piața internă. Deci, unu, avem economiile sau acei bani care sunt ținuți de populație la saltea și care legislația le-a permis să aibă aceste lichidități. Deci, la saltea. Deci inițial a fost 1 milion, după care s-a redus la 500 de mii, după care la 250 de mii. Dar ei mulți au evidență încă începând cu acel milion pe persoană. Deci dacă sunt 2 persoane în familie, deja sunt 2 milioane care nu corespund criteriului despre care s-a fixat în lege. Avem cei care lucrează în străinătate, sezonier. Da, pentru că sunt cei care lucrează cu job legal, atunci majoritatea din ei primesc la card sau primesc în conturi în străinătate. Dar oricum scot banii din conturi și vin în Republica Moldova, vin în cash. Bine, cei care duce capul să facă declarații vamale la frontieră pot să depășească această problemă. Da? Deci, din momentul în care depui declarație la vamă, indiferent de sumă, obții originea acestor bani, că sunt din străinătate, și atunci îi poți depune în cont. Dar apare această restricție de circulația a numerarului. A treilea sector care este afectat este agricultura. Deci vreau să vă zic, 80% din toată agricultura noastră, toate operațiunile, atât între agenții economici sau achiziții de materii prime sau forță de muncă sau și mulți alții, deci au loc în numerar. Deci, în primul rând, va fi afectat acest sector. Va fi afectat. Sau achizițiile de produse de la persoanele fizice. De iarăși, avem cash. Mulți au fost împroprietăriți cu pământuri, mulți și-au adunat în jurul familiilor lor câteva cote a buneilor, a rudelor pe care le prelucrează și au produse alimentare sau agricole primare, și care le comercializează. Sigur că la sursă li se oprește acel impozit de 12%, dar ei primesc bani cash în schimb.
Da? Care iarăși e o problemă care nu se soluționează prin această lege. Un al treilea sector care, despre care trebuie să vorbim este operațiunile de contrabandă care au loc. Și vedem rapoartele care vin din țările europene că produsele importate ilicit din Republica Moldova în țările europene sunt în creștere. Deci acest cash tot circulă pe piața noastră internă. Bine, aici această lege ar rezolva această problemă, dar nu pe deplin, pentru că trebuie să considerăm și un alt element. Ce facem cu agenții economici și populația din regiunea transnistreană? Deci ei trebuie să fie tratați ca parte componentă aceste piețe. Deci ei trebuie să respecte tot aceste norme legale. În ce măsură autoritățile pot să aplice această legislație vis-a-vis de ei? Eu cred că într-o măsură mai mică, ba chiar deloc. Și atunci avem niște constrângeri, avem niște discriminări pe interior, avem nepregătirea, adică instituțiile, autoritățile care sunt responsabile de aplicarea acestei legi au de asta o insuficiență instituțională pentru a aplica și atunci vom avea o lege din start moartă. Dacă se făcea lucrul ăsta gradual, pe etape, cu o medetizare mai bună, cu un control și o supraveghere sectorială mai reușită, eu cred că într-un termen de 5 ani, 7 ani, ba chiar și 10 ani de zile, noi am fi putut trece la tranzacții prin transferuri. Deci la moment, eu cred că după mine a fost o decizie mult prea pripită, grăbită. Eu înțeleg obiectivele care au fost țintite, dar ele nu vor rezolva. Că ați pronunțat legea moartă și noul cod vamal nu cumva e la fel de mort ca și legea respectivă, pentru că mai mulți agenții economici, așa, pe la spate, ne anunță că de fapt la vamă s-a trecut pe intern la codul vechi, pentru că implementarea noului cod nimeni nu știe cum are loc. Da, ministrul de 2 ani iese la conferință, zice, frații mei, să vedeți ce facem din 2024. Și din 2023 până în 2024 îi antrenăm pe toți și explicăm tuturor. Și atât de câteva luni, noi suntem deja în martie, acolo nu prea se înțelege ce e asta, codul ăsta vamal, și ci că, repet, s-a trecut la procedurile stipulate în codul vechi. Bine, trecerea la un nou cod vamal a fost un angajament asumat de Republica Moldova față de partenerii noștri de dezvoltare. A fost votat acest nou cod vamal în 2021, dar urmau să fie adoptate un șir de acte normative secundare, atât la nivel de guvern, cât la nivelul serviciului vamal. Lucru care nu s-a făcut. Toată lumea, la sfârșitul anului 2023, era convinsă că termenul de punere în aplicare a codului vamal va fi extins, minimum pe un an de zile. Și asta era o perioadă suficientă pentru a ajusta, pe de o parte, actele normative, pe de altă parte, infrastructura informațională. Pentru că noi stăm pe o platformă informațională numită ASICUDA, unde toți au acces, deci mă refer la ofițerii vamali, dar și brokerii vamali, unde toată lumea are acces la această platformă, și trebuie să introducă bazele, informațiile primare. Păi, nici în partea ce țin de acte normative, nici la nivelul ajustării platformei informaționale, nu s-au făcut mari progrese. Astfel, avem un șir de blocări a activității. Și eu presupun că neîncasarea cifrei targetate, da, pentru luna ianuarie din activitatea vamal, preponderent vine din această zonă. Neaplicarea codului vamal, nevoimuirea mărfurilor, îngrijorări din partea mediului de afaceri, cum vor fi aplicate și multe altele. Și o să dau câteva exemple. Deci, în ultimul timp, cel mai multe locuri de muncă s-au deschis în zonele economice libere, chiar dacă avem un angajament în cadrul acordului de asociere de a le închide, dar eu cred că nu trebuie să ne grăbim cu închiderea lor, pentru că dă un confort atât pentru cetățenii noștri care lucrează pe teritoriul acestor zone economice libere, dar și pentru investitorii străini. Deci acestea sunt cele mai bune exemple din ultimii 10 ani de zile
când s-au creat platforme industriale unde, într-adevăr, are loc transfer de cunoștințe, know-how, tehnologii, crearea aptitudinilor oamenilor de a lucra în echipă, de a produce produse în serie și multe lucruri. Deci noi am trecut la un alt nivel. Ce se întâmplă? Că începând cu 1 ianuarie, odată cu punerea aplicarea noului cod vamal, toate mărfurile introduse din zonele economice libere pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să fie taxate. Lucru care n-a fost până acum. Și lucrul ăsta se putea de anticipat. Și noi nu suntem obligați să aplicăm pe deplin codul vamal european, pentru că nu suntem încă membri a pieței comunitare. Se putea de făcut o perioadă de tranziție, o normă tranzitorie și multe alte elemente, care nu s-a făcut. Acum există presiunea asta a rezidenților zonelor economice libere și este reprezentanța autorităților guvernamentale și zic că noi ne-am întâlnit de câteva ori și noi cred că printr-o decizie de-a noastră internă o să aplicăm normele codului vamal precedent. De când o decizie a unui ministru sau a unui guvern prevalează asupra unei legislații naționale adoptate, armonizate cu mulți ani în urmă? Eu nu-mi închipui. Noi cel puțin așa ceva n-am făcut anterior și nimeni nu și-a asumat astfel de riscuri. Deci asta doar un singur exemplu. Alt exemplu ar fi mulți cetățeni de-a noștri care vin, persoane fizice, aduc mașini din străinătate. Deci ei sunt obligați acum să treacă vămuirea prin brokere vamale. Pentru ce? Când la noi sistemul de impozitare autoturismelor ține de capacitatea motorului. Deci lucrul ăsta poate fi făcut de oricine, stând în birou și o operațiune de câteva minute. De ce să faci cozi la vamă, să faci tranzituri interne, să faci cozi la birouri vamale interne și multe altele? Când lucrurile astea pot fi, deci operațional, mult mai bine fluidizate. Pe lângă toate avem acele taxe vamale aplicate pentru agenții economici din Transnistria și multe altele. Nu cred că cei 100 de milioane de lei atât de importante ca noi să ne punem în cap toată lumea și să stricăm niște echilibri care au fost cu greu atinse. Da, asta voiam să vă întreb. Codul vamal care s-au supărat cei de la Tiraspol. Noi toți ne pricepem pe Facebook, dar de fapt nimeni n-a înțeles care e poanta. Nu, poanta este că în pofida tuturor aranjamentelor și discuțiilor care au fost, dar au fost multiple, au fost și procese verbale la toate întâlnirile acestea a experților pe diferite platforme sectoriale. Deci acum s-a tăiat totul și în lipsa unui dialog, unei comunicări, atât cu partenerii străini care au fost implicați în acest proces de soluționare a diferendului transnistrian, deci s-a luat o decizie în mod unilateral, probabil după mine nechipzuit, de a aplica taxele vamale pentru mărfurile care sunt destinate consumului în regiunea transnistriană. Deci anterior era cu achitarea dreptului de import și la momentul când se făcea dovada că bunurile au trecut, zicem așa, în regiunea transnistriană, deci lor le restituia întreaga sumă. Deci acum acești bani, care vorbim în jur de 100 de milioane de lei acumulări la bugetul de stat, deci nu le mai sunt restituite. Pe de o parte, suma nu este mare, așa că îți dau un reper. Serviciul vamal săptămânal acumulează de la 650 până la 900 de milioane de lei. Deci 100 de milioane pe an nu e atât de gravă în sumă și nu ne rezolvă nouă foarte multe probleme. Dar, în schimb, a dezechilibrat dialogul și sistemul de valori care a fost aplicat în negocierile între Tiraspol și Chișinău, lucru care probabil creează foarte multe dureri de cap acum la mai mulți reprezentanți ai autorităților, cum să găsească acel echilibru, astfel încât să nu avem niște explozii sociale sau de altă natură. Mai este ceva care nimeni n-a înțeles la Chișinău. Deci, noi avem niște proteste de câteva săptămâni, am avut, în fața Curții Constituționale. Judecătorii în alte curți, ieri, dacă nu greșesc, au decis
că legea privind modificarea, că modificarea codului fiscal prin care găgăuzia era obligată să restituie TVA-ul din bugetul local, nu din cel național, a fost declarată neconstituțională. Lege votată de către PAS în Parlament. Eu sunt sigur că mulți care protestau acolo nu știau pentru ce protestează. Este adevărat că mulți contraprotestatari care dansau Hora Unirii trimiși de PAS la fel nu înțelegeau ce înseamnă asta și nici aproape nimeni nu înțelege. Să vedeți ieri cât înjurături au luat pe capul lor judecătorii în alt curs din partea susținătorilor puterii. Și eu sunt sigur că nici ei nu înțelegeau din ce înjur. Puteți să spuneți și nouă, ce-i cu taxa asta pe valoarea adăugată din buget, invers, proteste, s-au supărat găgăuzii? Bine, aplicarea TVA-ului în Republica Moldova are un principiu general. Deci tot TVA-ul care se încasează din importuri se transferă la bugetul de stat național, la Ministerul de Finanțe, cu alte cuvinte. Când faci exporturi, se restituie din bugetul de stat. Simplu. Excepție fiind găgăuzii. Ei participă cu plăți proprii în comerțul exterior. Deci când fac importuri, ei achită în bugetul național, dar când fac exporturi, nu primesc din bugetul național, dar trebuie să plătească din bugetul local. Ceea ce face diferit norma decât întreg teritoriul Republicii Moldova. Da? Deci pentru ei era avantajos. Așa. Nu, deci în formula precedentă era avantajos. Pentru că, pe de o parte, ei aveau... Nu, deci acum să ajungem. Deci norma actuală... Deci aplicarea TVA-ului... Sunt două tipuri de TVA. TVA din activitatea externă, activitatea comercială externă și TVA de pe interior. Atunci când avem livrări de mărfuri și servicii pe interiorul țării. Deci când avem importuri, tot TVA-ul se acumulează în Ministerul de Finanțe și cei din Găgăuzie și cei din întreaga țară contribuie la formarea TVA-ului, la achitarea TVA-ului din importuri. Deci când vorbim de restituire, restituirea anterior se făcea din bugetul de stat pentru toți, pentru că ține de activitatea comercială externă. Și restituirea, logic, să fie din bugetul național. Ce s-a făcut începând cu 1 noiembrie 2023? S-a obligat ca restituirea TVA-ului în comerț exterior să aibă loc din bugetul local. Care, din start, este o normă diferită, eu nu o să-i dau interpretare acum, dar este o normă diferită decât principiul de aplicare a TVA-ului la export pentru toți ceilalți de pe teritoriul Republicii Moldova. Și probabil aici Curtea Constituțională a atras atenția. Pe lângă toate acestea sunt elemente de procedură care au fost încălcate, că nu au fost consultări suficiente, că nu s-au făcut studiu de impact. Că, iarăși, trebuie să înțelegem că bugetul UTA Găgăuzia, ca și bugetul altor autorități publice locale, este bazat pe transferul de la bugetul de stat. În cazul în care iai o sursă de venit, și aici a fost luată sursă de venit din TVA, deja vorbim de TVA-ul de pe interior care se acumula, a fost luat pentru că TVA-ul care a fost obligat prin lege să meargă la restituire era mai mare decât TVA-ul care se acumula din plățile curente, da? Deci bugetul a devenit și mai deficitar decât a existat anterior. Respectiv, urma să fie clar stabilită o regulă de compensare acestui deficit care nu a fost făcut. Deci noi avem două probleme. Una, distorsionarea principiului general de aplicare a TVA-ului în regiunea transnistreană. Și al doilea element, crearea unui deficit suplimentar la bugetul local în lipsa unei surse de finanțare. Și eu cred că la aceste două întrebări trebuie să se găsească soluții. Soluții sunt mai multe. Cea mai bună soluție de a se întoarce la formula precedentă, care a fost agreată și a fost funcțională mai mult de 10 ani de zile. Da? Pentru că tot a fost în urma unui echilibru al intereselor politice, sociale, economice și de interacțiune între autoritățile centrale și cu autoritățile din autonomie.
În cazul în care nu se dorește acest lucru, pentru că ultimele declarații, urmărind ultimele declarații, totuși există această determinare de a schimba, de a interveni, păi atunci unica soluție este de a aplica TVA-ul pe principii generale față de toți. Deci se achită în bugetul de stat și se restituie din bugetul de stat. Și nu se pune presiune pe bugetele locale. Bugetele locale sunt elaborate, coordonate cu Ministerul de Finanțe și bazate pe transferul de la bugetul de stat în limita tuturor indicatorilor care sunt stabiliți pentru toți. Și atunci nu se aplică discriminare vis-a-vis de originea oamenilor, statutul lor, apartenența politică și multe altele. Complicat subiect, totuși, serios, așa că merg de parte. Complicat, dar pentru oameni, bine, și curții constituționale i-au trebuit 4 sau 5 ședințe ca să se pătrundă în tot tabloul ăsta, dar mă bucur faptul că până la urmă au luat o decizie corectă, că din punct de vedere economic exista această încălcare a normelor de aplicare a TVA-ului pe întreg teritoriul țării. Și pentru că am vorbit de import-export, noi continuăm să importăm mai mult decât exportăm, da? Așa e. Da, deci noi importăm de 2,5 ori mai mult decât exportăm. Și așa e peste tot în lume? Nu, asta nu e bine. Majoritatea țărilor urmăresc acest indicator astfel încât să fie un echilibru, deci el trebuie să fie foarte aproape. Mm-hmm. Noi istoric suntem așa, încă fiind în componența Uniunii Sovietice, noi mai mult am importat decât am exportat, pentru că nu prea avem industrii, nu prea avem alte sectoare care să ne dea această creștere. Nu avem resurse naturale care să ne dea creștere de exporturi. Cel mai îngrijorător este că la exporturi, dacă vorbim, produsele de origine autohtonă, și acolo sunt anumite criterii pe domeniul vamal, deci ele sunt în descreștere. Deci noi, de fapt, ne-am transformat într-o țară de procesare a unor produse de import, dar procesare neesențială, ne schimbând originea inițială a produselor și le exportăm în alte piețe. Deci suntem un fel de țară de tranzit, da? Unde nu suntem capabili să creăm prea multă valoare aici pe interior, adică să păstrăm valoare aici pe interior. Produsele noastre autohtone au scăzut ca pondere și asortimentul produselor exportate a scăzut. Bine, avem și această ruptură de, să mai drept zis, autorefuz al nostru de a nu exporta pe piața din țările CSI, dar care nu înțeleg de ce așa o decizie s-a luat. Denunțăm tot mai multe acorduri, văd. Bine, cu denunțările, până la urmă, trebuie uitat pe ce sectoare, pentru că, într-adevăr, s-au semnat foarte multe acorduri sectoriale care nu erau funcționale. Trebuie uitat. Atâta timp cât nu sunt vizate acordurile care țin de schimburile comerciale, care țin de investiții, care țin de recunoașterea certificatelor de conformitate sau altele, eu cred că, din punct de vedere economic, noi suntem ok. Dar dacă cu așa tempoul o să meargă, eu cred că noi o să pierdem această piață. Cel mai tare ce mă îngrijorează, că toate țările din Asia au reușit să-și mărească veniturile bugetare, nu, unii cu 50%, alții cu de două ori, fiind zone de tranzit pentru multe produse, fiind inclusiv și zone de procesare a materiilor prime. Și aici mă refer în preponderent de importul de materie prime din Federația Rusă. Da? Având în vedere că există o multitudine de sancțiuni aplicate față de Federația Rusă, deci multe produceri intermediare de produse intermediare au trecut în aceste țări din Asia Centrală, și la ei este un boom așa, al creșterii economice, a încasărilor la buget. Deci ei au reușit să găsească acel echilibru al intereselor economice între nord și sud, între vest și est, astfel încât să poată să manevreze în această piață. Pentru că trebuie să înțelegem că la nivel macro, la nivel mondial, materiile prime oricum sunt necesare. Mhm.
că ele nu au loc prin tranzacții directe, ok, ele sunt prin tranzacții indirecte, prin procesări în alte țări, prietene și multe altele. Deci aici nu pot fi substituite, deci materiile prime nu pot fi substituite cu altele, da? Pentru că este un consum anumit al lor. Și toată lumea înțelege acest proces, ca să nu dăm multe detalii, da? Deci pur și simplu s-au schimbat accentele și punctele de procesare. Noi, din păcate, ne-am dezis de tot acest proces. Bine, este o decizie asumată, dar noi am pierdut un avantaj pe care noi tot timpul l-am promovat în relația cu investitorii mari, că noi suntem acel pod de legătură între vest și est. Deci noi deja nu mai suntem pod de legătură, noi nu mai avem avantajul unor piețe competitive pe partea ce ține de tarife și taxe pentru utilitățile publice. Noi avem aici cel mai mare taxă și tarife și nu mai avem deja forță de muncă ieftină și de ajuns. Noi nu mai avem nici mult timp până la publicitate, chiar câteva secunde, luăm, vă rog, câteva clipe, după care revenim. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn ministru, istoria asta cu iz puternic de miros neplăcut de la aeroport nu se mai încheie. S-a anulat prima licitație. Unii spuneau că iarăși e mâna Moscovei prin intermediul ușor și al lui Plahotniuc. Din cauza asta... aici s-a anulat Procuratura Generală. Concursul pentru ocupare. Doamne, așa-s de implicați toți în toate. Și s-a anunțat o nouă licitație, cred că deja sunt doi participanți, dar este o știre pe care nimeni nu vrea să o explice. Ce credeți dumneavoastră despre punctul ăsta din acest caier de sarcini privind exonerarea organizatorilor licitației de orice răspundere? De când la noi persoanele publice, persoanele cu funcții de răspundere, care organizează afaceri cu în proprietatea statului, sunt exonerați de răspundere dacă acolo se întâmplă ceva care este penal chiar? Bine, eu cred că această licitație deja cu mult istoric și eu cred că sunt probleme aferente echipelor care sunt implicate în organizarea acestuia. Deci este o garanție dată din partea autorităților guvernamentale pentru cei care sunt implicați în derularea acestuia. Vreau să zic că nu lucrează această garanție. Este o garanție mai mult formală decât una legală. Pentru că nimeni nu i-a exonerat pe procurori de la aplicarea normelor legale, care sunt în parte ce ține de transparența unui proces decizional, transparența organizării unor licitații, urmărirea interesului public, identificarea unor investitori strategici și multe altele. Păi la capitolul ăsta, cred că s-a organizat această licitație într-o manieră extrem de dubioasă. Pentru că eu mi-aduc aminte precedenta licitației care s-a organizat. Și în pofida faptului că a durat în timp, dacă nu mă greșesc, un an jumătate sau doi ani de zile, s-au făcut studii de fezabilitate cu implicarea unor companii din Germania, cu prezentări publice, cu discuții, cu hotărâri ale guvernului. Păi, probabil jumătate din membrii acelui guvern, inclusiv primul ministru la acel timp, sunt purtați acum prin instanță. Datorită acelor decizii pe care ei nu au fost implicați în acele comisii de evaluare, în comisii de estimare și multe altele. Deci această licitație îmi trezește foarte multe întrebări. Pe de o parte, vis-a-vis de timing-ul sau calendarul evenimentelor care sunt impuse în această licitație, este o grabă nemotivată. Două săptămâni este un termen mult prea scurt pentru investitorii străini, este un termen ridicol aplicat. De ce? Pentru că orice companie străină care se respectă pornește de la dimensiunea pieței Republicii Moldova, de la dimensiunea acestei afaceri. Și atunci când
noi, autoritățile, targetează într-adevăr găsirea unor investitori strategici de bună credință, cei care într-adevăr să vină cu un rezultat în dezvoltarea acestui sector. Deci trebuie să fie date perioade mult prea mari, astfel încât să fie necesar de realizat toate procedurile interne care sunt într-o companie străină. Și o să dau câteva exemple. Cum operează companiile străine, pentru că în ultimii ani de zile interacționez cu ei foarte des și ei examinează Republica Moldova ca o țară destinație al investițiilor, dar există un nomenclator de etape care este inevitabil de a fi trecut. Prima etapă, sigur că este auditul. Da? Cei ce li se propune să fie luat, care sunt partea de venituri, partea de cheltuieli, partea de personal, care sunt dimensiunea pieței, care sunt concurenții, se face o estimare a business-ului, astfel încât să poată să înțeleagă oferta este atractivă sau nu este atractivă, pentru scopul oricărui business este de a obține un profit. Sau aceste exerciții nu poți să le faci într-o perioadă de o lună de zile sau două săptămâni. Da? Pentru asta trebuie minim 3 luni de zile. 3 luni, de la 3 la 6 luni, da? într-o companie normală. După ce se face audit, se face planul de marketing, planul de dezvoltare de lungă durată, planul de dezvoltare de scurtă durată, se face planul vis-a-vis de personal și multe, multe alte elemente. Deci este o făcătură care până la urmă nu e clar care sunt scopuri. Ori deja totul e aranjat și atunci e o chestie doar de timp care să se împartă în toate zarurile. Sau lucrurile stau mult mai grav. Deci un partener străin nu poate să exercite toate instrumentele sale de procedură internă pe partea de marketing, pe partea de dezvoltare, pe partea de evaluarea riscurilor și estimarea riscurilor, pe aspecte financiare și bugetare, în o astfel de perioadă. Deci lucrurile astea trebuie să fie făcute într-o perioadă rezonabilă, care de regulă durează de la 3 la 6 luni de zile. Și aici o să dau nu doar experiența Republicii Moldova anterioară care a fost, dar și este și experiența vecinilor, da? Care au trecut prin același exercițiu, mă refer aici la România. Deci ei au avut o perioadă mult mai mare, deci de la 6 la 1 an de zile, de la 6 luni până la 1 an de zile, atunci când s-au preocupat și oricum, în pofida acestei perioade și în pofida tuturor aspectelor legale și de discuții care au fost de transparentizarea procesului, oricum au nimerit în niște discuții publice vis-a-vis de încălcarea anumitor proceduri. Chiar și DNA-ul a efectuat niște vizite pe acolo. Exact. Atâta timp cât DNA-ul încercetează, noi nu putem să ne dăm cu opinia, dar cel puțin au fost o perioadă mult mai îndelungată, astfel încât să fie suficient pentru toate părțile, în primul rând, să participe, doi, să evalueze care sunt aspectele economice, financiare și juridice aferente acestui proces. Pe Telegram deja circulă numele companiei care va câștiga această licitație. Și aici apare întrebarea, atunci care e diferența dintre oamenii buni și oamenii răi? Nu s-a spus că vor face altfel decât au făcut precedentul. Bine, până la urmă această companie are o reputație internațională, dar nu știu dacă ei sunt acei care vor implementa acest proiect în Republica Moldova, pentru că o companie cu reputație și cu renume internațional niciodată nu ar accepta ideea înregistrării unei filiale reprezentanță sau creierii unei personalități juridice într-o țară, înregistrându-o undeva la periferie sau într-un cămin. Da? Deci companiile mari care se respectă au anumit cod de conduită pe care îl urmează. Atât în aspectul de vizibilitate a companiei în țara în care merg, cât și în aspectul de personal și motivarea personală. Deci ei sunt extrem de atenți la toate aceste lucruri, pentru că aceasta le poate afecta imaginea pe grup. Și urmăriți cum se comportă celelalte companii care sunt parte a unor grupuri mari internaționale. Da? Deci nimeni nu stă în oficii de astea modeste.
Deci toată lumea are o vizibilitate pentru că asta ține de imagine și reputația întregului grup de companii. Deci aici avem o altă istorie. Deci eu cred că business-ul ăsta până la urmă el a fost structurat greșit. Cea mai bună și cea mai logică decizie ar fi anularea întregului acestui proces și inițierea unui alt proces de concesionare în cazul în care se hotărăște să se concesioneze, pentru că urmărind ultimele declarații am înțeles că statul a gestionat foarte bine domeniul aviației civile și domeniul căilor ferate și atunci poate statul își menține acest. Atât de bine au gestionat căile ferate încât nu pot plăti salariile? Nu, bine, așa au fost declarații, noi n-am văzut încă cifrele, dar bine, restanțele au rămas, ele au fost, au mai rămas, dar dacă am avut o gestionare bună acestor două sectoare, de ce să nu rămână în atribuția statului și pe viitor? Bună conform oficialilor. Bună conform oficialilor, pentru că încă nu avem rezultatele. Rezultatele o să apară acum la sfârșitul martie, începutul aprilie, rezultatele activității pentru anul 2023 și atunci o să vedem deja mai clar în ce mod și cum au fost gestionate aceste întreprinderi de stat de către managementul lor. Avem vești bune de la, ANRE. Unde ați fost și dumneavoastră director, s-a micșorat tariful pentru gazele naturale cu vreo 3 lei și un piculeț, dacă nu greșesc. Dacă ați fi activat și azi la ANRE, tot cu atâta credeți că s-ar fi micșorat? Sau este loc și de mai bine? Pentru că unii politicieni de la Chișinău spun că, de fapt, guvernarea și-a lăsat o marjă de 3-4 lei pe care doamna președinte la toamnă să o anunțe așa la o emisiune, ci că involuntar, și să micșoreze, pentru că avem alegeri totuși pe 27 octombrie. Da, eu cred că Andreu, fiind regulator în acest sector, a fost prea prudent în această ajustare a tarifului. A căzut în capcana cifrelor oferite de către Moldova Gaz, cu toate îngrijorările lor, și și-au lăsat această rezervă în timp de a mai face o corecție a prețurilor pentru gaze naturale pe parcursul anului 2024. Și probabil e legat și de calendarul politic. Lucru care anterior nu era acceptat și de fapt prin lege nu este acceptat ca un regulator independent să fie partea unor înțelegeri politice. Aici se vede, zicem așa, o amprentă și un dialog. Pentru că sunt câteva elemente care stau la baza unui preț pentru utilitățile publice. Și cel mai sensibil element ține de prețul de achiziție. Deci nu poți să nu atragi o atenție la evoluțiile burselor internaționale, inclusiv în retrospectivă. Deci noi în prezent, fiind într-o perioadă post, zicem așa, post-iarnă, deci noi avem prețuri de 250-280 de dolari pe 1000 de metri cubi, care ne-ar da pentru Chișinău în prezent un preț la gaze naturale sub 10 lei. Un preț de piață. Sub 10 lei? Sub 10 lei. Da. Dar pentru business încă și mai jos. Și atunci, sigur că apare această marjă și îngrijorare din partea cetățenilor. Ori acest tarif mare acoperă niște deficiențe ale managementului sectorului, și aici mă refer și a celor care gestionează acest sector, pornind de la autorități și terminând cu cei din cadrul Moldova Gaz, dar și Energocom, pentru că există această relație forțată între Energocom și Moldova Gaz, prin care, prin ultima decizie a Comisiei Situații Excepționale, au obligat Moldova Gaz să procure până la 1 mai 2024 acele stocuri scumpe de gaz care au fost procurate de către Energocom. Și, de fapt, noi avem un deja vu a istoriei sezonului de încălzire 2022-2023, când iarăși s-au făcut stocuri exagerate de gaze naturale la prețuri mari. Și, până la urmă, toate aceste riscuri sau erori
al estimărilor a venit pe seama consumatorului casnic, care vreau să zic că peste 50% din tot consumul de gaze naturale ține de consumatorii casnici, și pe seama celor industriali. Dar cei industriali, până la urmă, au dreptul să negocieze și cu alți furnizori. Cei casnici, mai puțin. Domnul ministru, cum credeți dumneavoastră, în contextul ceea ce ați spus despre Comisia pentru Situații Excepționale, care deja și-a încheiat mandatul, după ce se va schimba guvernarea, procurorii, prin documentele alea ale CSI-ului, vor găsi acte cu parfum penal în deciziile luate? Eu m-aș îngrijora dacă aș fi membru a Comisiei Situații Excepționale, dacă aș fi fost membru a Comisiei Situații Excepționale, m-ar îngrijora toate deciziile sau o bună parte a deciziilor care au fost luate. Pentru că multe au fost fără acoperire, multe au fost luate în lipsa informațiilor din timp prezentate, multe din ele au fost post factum. Sunt aceste evidențe. Eu știu că procurorii duc investigații, au ridicat foarte multe documente de la unele instituții, inclusiv și întreprinderi, și mă refer aici preponderent la sectorul electroenergetic. Da, pentru că ei se documentează, ei acumulează informații ca să nu dispară întâmplător sau în baza unor virus. Deci ei au creat aceste file-uri, zicem așa, și eu cred că la timpul potrivit vor apărea foarte multe noutăți la acest capitol. Pentru că avem mai multe epizoade. Problema de bază că s-au cheltuit foarte mulți bani și bani bugetari. Și asta nu poate să nu îngrijoreze autoritățile. Cei care au funcția de monitorizare și control și supraveghere, utilizării și folosirii banilor publici. Și aici vorbim și de Curtea de Conturi, și de Procuratura Anticorupție, și Procuratura Generală, și toți ceilalți. Sunt convins că vom avea multe, multe informații la acest capitol, doar că urmează să fie developat în timp. Încă ceva despre gaze. O formațiune politică de la noi a acționat în judecată guvernul și cere revizuirea tarifelor tot cu dată din urmă, așa cum a fost scumpit anterior. Urmează un protest pe 13 martie. Procesul ăsta are sorți de izbândă și protestele? Sau e vorba de politică și acțiuni pur politice? Și bine, o formațiune politică și-a găsit această nișă sensibilă din punct de vedere social, care vor să o dezvolte, da? Și vor să o multiplice, astfel încât să strângă niște bonusuri politice. Din punct de vedere practic și legislativ, o aplicare a unei norme retroactiv nu e posibilă, dar a fost experiența anului 2021, dacă nu mă greșesc, când s-a aplicat retroactiv, a aplicat majorarea de tarife, dar a fost în baza unei decizii a Comisiei Situații Excepționale, care a permis acest lucru, chiar dacă au fost multe discuții. Lucrul ăsta nu este salutat de nimeni, nici de autorități, nici de regulatori, nici de operatori din piață, pentru că este foarte dificil să aplici o astfel de normă, pentru că, de exemplu, sectorul privat, atunci când vorbim de majorări de tarife, el își face o structură a costului și află că peste 2 luni de zile, că stați un pic, costul tău nu a fost X, dar a fost X plus 20% sau X plus 30%, dar el marfa deja a vândut-o. Respectiv, toate acestea se duc în pierdere. Dar este și constrângerea legală, că din punct de vedere legal nu se permite aplicarea retroactivă a oricărei norme. Respectiv, acest protest, această pretenție, zicem așa, din partea oamenilor, poate să existe, dar orice modificare care urmează să fie făcută e numai din, cel puțin din data adoptării sau publicării monitorului oficial. Clar. Despre referendum, dacă îl vom avea, vreți să vă dați cu părerea ceva? Bine, referendum. După mine, așa cum am zis, tot acest exercițiu, în primul rând, cu referendumul, poate să compromită procesul de integrare europeană, pentru că majoritatea țărilor au făcut acest referendum la finalizarea procesului de aderare. Oamenii trebuie să știe
ce angajamente își asumă, cu ce îi va afecta pe ei, în modul cel mai direct, și ce se va schimba în urma aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Nu doar din punct de vedere politic, dar pentru că integrarea politică, asta e doar un aspect. Noi vorbim de integrare economică, integrarea capitalului, integrarea mobilitatea persoanelor fizice și multe alte elemente. Deci oamenii trebuie să înțeleagă care sunt costurile lor personale din urma acestui proces. Păi acum, la început de cale, noi nici nu știm care vor fi prioritățile sau care vor fi primele capitole care le vom negocia. Deci nu pot fi estimate care sunt elementele de impact. Respectiv, acest referendum nu are nicio încărcătură și nicio logică până la urmă vis-a-vis de organizarea lui. Deci este cert faptul că va mai fi necesar încă un referendum în cazul în care va trece acesta. Aveți vreun candidat deja pe care știți că sigur că îl alegeți? Nu, eu cred că e prematur acum, pentru că lista candidaților va fi una foarte lungă. Eu sper că toți cei de bună credință vor avea curajul să aibă un candidat unic, astfel încât paleta de alegere să fie mult mai mică. Dar în esență, știind cum gândesc, cum gândesc reprezentanții națiunii noastre, deci lista va fi una lungă și stufoasă. Și la prima rundă vom avea din ce alege. La a doua rundă, din cei care vor trece. Ați urmărit cumva ieri conferința de presă a directorului Serviciului de Informație și Securitate? Nu, n-am avut ocazie. Da. Dar nu cred că a fost ceva ieșit din comun. Probabil aceleași mesaje au fost, de îngrijorare. Cel mai tare ce mă miră, că probabil acest director al Serviciului de Securitate și Informație, sau de Informație și Securitate, este cel mai activ în spațiul public, de la independență încoace. El probabil a făcut mai multe conferințe de presă decât toți ceilalți luați împreună. Și asta, cred, probabil este elementul cel mai sensibil, pentru că, de regulă, aceste servicii își fac activitatea discret. Și cu bună credință. Au printere foarte frumoase, color, dar nu e suficient să ai doar instrumentele de tipărire a informației, trebuie să ai și conținut în ele. Ultima noutate din domeniul electoral, ați văzut-o, cea cu votul prin poștă pentru Canada și Statele Unite? Ba, după mine, asta e discriminatoriu, aplicare, și eu nu cred că va trece, pentru că în cazul în care va fi contestată la Curtea Constituțională sau la Comisia de la Veneție, cred că nu va trece astfel de normă. Dar băieții nu sunt din clasa întâi, ei când propun așa ceva, sau vin cu documentul pentru doamna Maia Sandu, ei totuși cred că au făcut o facultate. Sau dacă s-a angajat acolo. Bine, noi toți am făcut facultăți, unii mai bune, alte mai puțin bune, dar avem și o practică în spate. Și oamenii care au această experiență niciodată nu și-ar permite astfel de propuneri. Pentru că, pe de o parte. Pe de altă parte, ori marja lor de flexibilitate și de permitere a trecut toate limitele, încât ei deja își pot imagina orice. Mă miră, pentru că aceste subiecte anterior nici nu erau puse pe agendă. Nu că să mergi cu proiecte de inițiativă legislativă, deci nici nu era posibil. Deci factorul extern în anii precedenți era foarte pronunțat, da? Și intervenea foarte prompt în orice inițiativă în partea ce ține de diferite sectoare sau reglementarea diferitelor sectoare, pentru că reamintesc, și acordul de asociere prevede mecanismul de notificare prealabilă a oricărei inițiative legislative și coordonare cu Comisia Europeană. Este acest mecanism. Pe lângă toate celelalte angajamente și celelalte structuri internaționale. Deci lucrul ăsta nu se face, de multe ori se ignoră, se face ad hoc. Și avem înrăutățirea pe mai multe sectoare a situației. Deci cadrul normativ, în primul rând, a devenit foarte, foarte volatil. Deci adesea se intervine la el nefiind realizate procedurile de transparență sau de coordonare.
Și multe alte elemente. Deci, anterior, în genere, era să aplica criteriul de minim 6 luni de zile să nu revii la o lege care a fost votată, pentru că, știi, Doamne, că oamenii încă nu s-au acomodat să o aplice, dar tu deja intervii în ea. Da, mi-aduc aminte. A fost așa. Da. Plus, avem legea cu privire la expertizarea sau acea ghiliotină, da, actelor normative, da, care presupune implicarea, studiul de impact și multe altele. S-a fost creată și o comisie. Bine, acum s-a ignorat totul. Deci nu există acest dialog între autorități, între autorități și sectorul privat, între asociații de business și nu există această analiză de impact, care oamenii într-adevăr să vadă. Există impact bugetar, impact pe mediul de afaceri, impact pe diferite alte sectoare, pentru că dacă s-ar face astfel de studii, astfel de inițiative cum ar fi TVA-ul pentru găgăuze, el n-ar fi trecut, pentru că aveți să arate toate carențele unui astfel de proiect. Dar lucrurile când să-l iau pe dimensiune politică și într-un regim de alertă sunt adoptate, ne creează astfel de proiect. Asta e doar un simplu exemplu, da. Dar sunt sigur că există multe. Ca și cu Codul Vamal, între altele. Despre reforma justiției nu vă întreb nimic, pentru că a devenit un banc național care cu timpul va deveni și piesă de teatru. Dar e săptămâna femeilor. E 8 martie, poate la final aveți un mesaj de felicitare pentru femeile Moldovei. Bine, în primul rând vreau să le felicit cu această frumoasă ocazie pe toate mamele, bunelele, mamele, femeile noastre, copiii noștri, să fie sănătoși și la mulți ani. Domnul ministru, mulțumesc foarte mult că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Mersi mult. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.